Este cuvântat Dumnezeu nostru totdeauna acum și pururea și în veci. Deci Dumnezeu să vă bine. Puteți să vă bine. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Intră și se roagă drânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru nașterea Sfințitul Arhiepiscopul nostru Nataniel, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Noastre, ca țările acestea, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru iubitoarea de Hristos voastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și țara noastră, pentru toate orașele și satele și pentru cei care cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, văzdumului, belșugarea roadelor pământului, pentru vremuri cu pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei care călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osteresc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primește-a și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! De prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți
Sfinții să o pomenim. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și creștinii pe azi și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Vecii vecilor. Amin.
cinstită spre tu de Lord. Lord, have mercy. El se va smersiona să închipa sub gard, baiul greu. Lord, have mercy. Remembering almost holy purmos, blessed and glorious lady, the Virgin of God, ever Virgin Mary, white all the saint. Most holy, the giver of God, have mercy on us. Lift up the fellow self and another long night to Christ our God. To you, for you are good, O God, and over all mankind, glory to you, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever and to ages of ages. Thank you.
rugăm. Doamne, miluiește! Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Tu ești preotul în care se poate.
did not exalt himself to be made a high priest, but was appointed by him, who said to him, Thou art my son, today I have begotten thee. As he says also in another place, Thou art a priest forever, after the order of Melchizedek. Izbitul lider. Aleluia! 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 Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu Tipire. Glorie ție, Doamne, glorie ție. Să luăm aminte, zis-a Domnul, cel ce voiește să vină după mine, să se repede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Căci cine va ui să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde. Dar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui său cu Sfinții Îngeri. Apoi a zis către ei, adevărat vă spun vouă, că sunt unii din cei care stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu. Venind cu putere. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, Eloria și Sfinte Biserici acestea, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru, Nataniel, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român și american de pretutindenea, pentru conducătorii țării noastre și a țării acestea, pentru mai mari orașilor și ai satelor, pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
pentru toți și mai cu Hristos, frații ai noștri. Adrian, Codrin, cu toată familia lor,
Cristian, Florentin, Stan, Mario, Cristian, Cornelia, Corina, Mihaela, Sofia, Blanca, Maria, Sofia, Nicolas, Rames, Cezar, Lucia, Felicia, Ioana și Cristina, Protoereul Cornel cu familia Valerica, Cristian, Daniela, Iuliu, Nicol, Maria, Georgiana, Sandra, Luca, Daniel, Ileana, care este bolnavă, Protopopul Cornel, Preoteasa, Eugenia, Maria, Cristian, Florian, Adrian, Ilie, Ana, Maria, Laura, Bianca, Alexandru, Davis, Marta, Natalia, Niculina și Angela, cu toată familia lor, Paraschiva, Cătălin, Petronela, Liviu, Mihaela, Fiorel, Protopopul Cornel, cu familia preotul Petru, cu familia Romonahul Paisie și Obștea, Presbitera Eugenia Sirgi, cu familia Eugen, Maria Cristina, Elena Maria, cu familia Basilica bolnavă, Sanda bolnavă, Grigori, Artur Filoftea, cu familia Valerica, cu familia Carmen, Protopopul Cornel, cu familia Adrian, Mona, Adela, Aurelia, Addison, cu Adonis și familia, Gheorghe, Elena, Mihai, Elena, Gabriel, Cătălin, Mihaela, Alexandru, Constantin, Tudor, Mihaela, Tudor, Rareș, Teodora, Ciprian, Constantin, Răprimioara, Sara, Maria, Ionuț, Ciprian, Andreea, Victoria, Delia, Ioana, Emil și Irina, preotul Cornel, preoteasa Eugenia, Teodora, Paula, Ion, Vasile, Elena, Constantin, Nicoleta și Elena, preotul Cornel, preoteasa Eugenia, Eugen, Eugenia, Nicolas, Mary, Caterina, Alina, Nicula, Nicoleta, Maria, Florea, Aurelia, Lucian, Ion și Matei, cu toată familia lor, Valeriu, Florin, Iulia, Doina, Peter, Simeon, Helena, Emanuel, Emanuel, Alexandra, Maria, Ioan, Iulie, Julian, Nicolas, Teodore, Demetria, Elena, preoteasa Irina, cu familia Ovidiu, Constantin, cu familia Ion, Teodor, cu familia Elisabeta, Georgeta, Răzvan, Constantin, care este bolnav, Florin, cu familia Ion, cu familia, preotul Vasile, Ovidiu, Lacrima, David, Samuel, Bazin, Marisela de Maria, Alexandra, Sofia, Ariana, Manuela, și pentru robii și robele tale, Mihai, Ana Maria, preotul Vasile, Gabriel, Florica, Otilia, Antonia, Izabela, Mădălina, Liliana, Cosmin, Nicoleta, Brandon, Ilie, Melissa, Viorica, Jenica, Cristina, Beatriz, Veronica și Giovanni, și pentru toți cei care stau de față la această Sfântă Liturghie, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Eugen, Claudia, Aian, Eugen, Erica, Ioana, Francesca, Ana Maria, Ingrid, Maria, Siena, Gianina, Maria, Alexandru, Corina, Nicu, Artemiza și pe toți cei care stau de față în această Sfântă Liturghie, arată spre ei și spre noi mila ta cea bogată și îndurările tale. Izbăvește pe dânsii de cursele văzuților și nevăzuților vrăjmași, pe ei casa lor și familia lor, dăruindu-le sănătate. Învrednicește pe dânsii să sporească în dreapta credință și în toate faptele cele bune,
să dobândească ale tale binefacere pentru toți cei din neamul și casa lor. Rugăm-ne ție, auzi-ne și miluiește. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletului și ale trupului robului tău, Eugen, care ne-a poruncit să ne rugăm pentru dânsul. Și pentru robii tăi, Vasilica, Sanda, Răzvan, Constantin, Brenden, Roxana, Luminița, Laurențiu, Ștefan, Marian, și toți cei care zacă cu neputință și boală îndelungată. Ceartă tu neputințelor, depărtează la dâns și toată rana, toată durerea, bătaia și fervințeala. De sunt întrâns și păcate sau fără de legi ușurează, lasă iartă pentru iubirea ta de oameni. Așa, Doamne, fii milostiv spre robite aceștia, care le-au poruncit să le rugăm pentru dâns și ridică din patul suferinței și din absolutul chinuirii. Pentru mila bunătății tale, dăruiește-ne lor sănătate. Ne rugăm ție, fii milostiv, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru cei care aduc darul și fac bine sfântă și cu tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul care stă de față și așteaptă de la tine mare și multă milă. Ana și Ion.
Arhimandritul Teop, Arhimandritul Iustin, Arhimandritul Efrem, Ieromonahul Arsenie, Augustin, Acultor, Neamul, Ilie, Ziut, Iliuță, Ioana, Marghioana, Ioan, Catinca, Maria, Aristița, Ileana, Despina, cu tot neamul lor ce l-a dormit, Tripan, Jana, Maria Vasile, cu tot neamul lor, Maria Petre, Ion, Elena, Gherghina, Savo, Elena, Mariana, Dumitru, Ioan, Tonel, Pavel, cu tot neamul lor, Aneta, Nicolae, Ileana, Gheorghe, Gheorghe, Alexandru, Ion, Maria, Artina, Aritina, Maria, Sofia, Marca, Parascheva, Frosica, Gabriela, Luigi, Florica, Mirela, Maria, Sabina, Aglaia și Ștefan cu tot neamul lor, Mihai, Gheorghe, Alexandra, Antonela, Ion, Ilinca, Vasile, Rada, Petrea, Gheorghe, Cornel, Paul, Adriana, Ion, Dumitru, Gheorghe, Stan, Dumitru, Niculina, Gherghina, Marin, Maria, Zinca, Mihail cu tot neamul lor, cel adormit, Cornel, Maria, Gheorghe, Elena, Niculae, Neti, Angela, Rada, Solinela, Angela, Elena, Nicu, Teodor, Constantin, cu tot neamul lor, cel adormit, Vasile, Maria, Simeon, Ilean, Ioana, Gheorghe, Maria, Ana, Elena, Ion, Ioan, Paraschiva, Viorica, Gheorghe, Maria, Mihai, Ana, Cristian, Ioan, Barbura, Mihai, Dănuț, Victor, Cornelia, Maria, Gheorghe, Maria, Nicolae, Elena, Elena, Nicolae, Doina, Ana, Anastasia, cu tot neamul lor cel adormit, Dumitru, Maria, Lucian și Marin, Vasile, Teodor, Ion, Ileana, Stoica, Ioan, Alexandru, Ioana, Gheorghe, Stănică, Rada, Drăgan, Filoptea, Voinea, Eleonora, Adrian, Alexandru, preotul Cătălin, Călin, Cornel, Paul, Valerian, Elena, Pavel, Maria, Gabriel, Brain, Gabriel, Ovidiu, Mărioara, Elena, Daniel, Gheorghe, Ana, Elisabeta, Eugen, Vasile, Ovidiu, Milie, Floarea, cu tot neamul lor cel adormit, Constantin, Dumitru, Marin, Elena, Leana, Eleonora, Anica, Georgeta, Vasile, Oprișan, Mihail, Gherghina, Iulia, Nicolae, Vasile, Maria, cu tot neamul lor, Costache, Floarea, cu fiii, Gheorghe, Mihaela, cu cei adormiți din neamul lor, Ștefan, Ecaterina, Preoteasa Maria, Ioan, Floare, Regina, Ioan, cu tot neamul lor cel adormit și toți cei care au adormit dintre neamurile noastre, pentru ca să li se ierte lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Starea și suspinarea și orice greșeală o săvârși ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și de oameni iubitor, iartă-le lor, că nu este om care să fie viu și să nu greșească numai tu singur, fără de păcat, dreptatea ta este dreptatea mea și cuvântul tău este adevărul, că tu ești învierea și viața și odihna, adormitor robilor tăi pentru care am făcut această pomenire și toți cei care au adormit dintre neamurile noastre și de păror veșnica pomenire. Oh,
Împărăției Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Sfinților Arhiepiscopul nostru,
milostivi pe fiecare după numele Său și pe tot ce fiind căludere cu noi care au adormit în dreapta credință și cei care s-au pomenit în această Sfântă Liturghie, Domnul Dumnezeu se pomenească în împărăția Sa. Care ești bine
Sfântul și Bunul și de viață Păcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Peace.
cântarea de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Doamne, ce aș fi trimis pe prea sărbători.
sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Să cerem. Doamne, Doamne! Cealaltă vreme a vieții noastre,
pace și pocăința o să vârși, sfârșit creștinesc, vieții noastre fără durere, nefrutate pace și răspuns bun la pricoșătoarea judecată lui Hristos, să cerem. Unirea credinței și părtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Și ne plenicește pe noi, Stăpâne, cu drăznire, fără de o sândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For you is the kingdom, the power, and the glory of the Father, the Son, the Holy Spirit. Now and ever and to ages of ages. Amen. Peace be to all, pace tuturor. Și capetele noastre Domnului să le plecăm. De oameni a unei a născutiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, Sfintele Sfinților,
în vecii vecilor. Soarele sau lumina zilei și până când
răspune că este cea mai mare rugăciune, pentru că în această rugăciune îl chemăm pe Mântuitorul Hristos să fie mijlocul nostru, așa cum ne-a promis odinioară, că acolo unde vor fi doi sau trei adunați în numele meu, eu voi fi în mijlocul lor. Iată că suntem adunați nu numai doi sau trei, ci suntem adunați mai mulți. Mai lasă și spațiu să fie și mai mult, însă se constată nu numai aici la dumneavoastră, ci și la altă parte, și în întreaga lume, că într-o oarecare măsură, lumea de astăzi se găsește într-o degradare morală și spirituală, dovadă că foarte multe biserici sunt lipsă de numărul normal de credincioși când de altă se întâmplă și parodia dumneavoastră. Sunt foarte mulți credincioși sau foarte mulți credincioși, însă sunt mai sătuși cei care îi caută pe Dumnezeu sau cei care doresc să participe, cum am spus-o din oare, la cea mai mare rugăciune care este Sfânta Liturghie, în care Mântuitorul Hristos se coboară în rășimea Cerului Său și prin trupul și sângele Său, cu forma pâinii Sabinului care de altă în dogma bisericii noastre străbune, reprezintă însă trupul și sângele Său, se lasă aminte dăruit de cele dintre noi, prea ne dăruit în viața credință, în dragostea față de semenii noștri și în dragostea față de Dumnezeu. Astăzi ne găsim la jumătatea postului, numit postul Paștelui, sau postul de 40 de zile, și iată că pe parcursul acestei perioade de timp, Biserica, în repetate rânduri, atenționează bunii credincioși să se pregătească pentru această mare sărbătoare și mare bucurie a umanității, prin aceea că Dumnezeu, prin Mântuitorul Hristos, aduce pacea în lume, aduce iertarea pe care a păsat asupra neamului omenesc, păcatul care a păsat asupra neamului omenesc, este ridicat prin jertfa Mântuitorului Hristos. Biserica astăzi îndeamnă să privim spre lucru. În fața dumneavoastră este lăsată această cruce ca simbol a crucii pe care a fost răsărit Mântuitorul Hristos. Văd gândim crucea, putem să o analizăm din punct de vedere a cel puțin al acestui. Mai întâi de toate cunoaștem că la vremea Mântuitorului Hristos înainte și mai târziu aproape de 300 de ani, această cruce care, cum a spus în așa vreme, era socotită ca obiectul de tortură, pe ea era executat mare criminal ai timpului, cum mai duceam în acea zonă a Imperiului Roman, care nu era o zonă foarte mică, ci era chiar o zonă foarte întinsă. La vremea Mântuitorului se spune că Imperiul era totul într-o desfășurare mare, adică multe țări, multe regiuni făceau parte din acest Imperiu Roman. Și atunci acest Imperiu Roman avea ca drept urmează de pedeapsă moartea pe lemnul crucii, cum de altfel se întâmplă în vremele respective și cum a spus, se mai întâmplă și mai târziu, pentru că astfel se găseau ei sfârșitul unui rău păcător, a unuia care făcea o crimă sau care făcea un păcat grav, care merita, după legea lor, această pedeapsă. Așa se întâmplă și cu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Este condamnat de o judecată de acolo de la Ierusalim, în fruntea căruia se găsea un guvernator constituat și care guvernator, în timpul judecății, constată că Iisus Hristos nu este un om vinovat.
Vina lui era socotită ca fiind o mare adevăr pe care îl spunea omenirii, oamenilor de atunci. Pentru faptul că el spunea prin Sfântul Dumnezeu, cei care administrau Ierusalimul la vremea respectivă au luat atitudine și au zis cum adică pe partea Fiului Dumnezeu, nu ești tu văzătorul din Nazaretul Galilei? Mântuitorul Iisus Hristos însă nu le vedea mare răspuns la învinuirile care îi s-aduceau. Și iată că sfârșitul procesului a fost condamnarea la moarte și răstignirea la locul lui Golgota, acolo unde era locul de execuție a răpătătorilor. Prin urmare, putem să privim acest drept la cruci ca obiect de tortură, cum a spus odinioară, pe care erau torturați și condamnați la moarte de răpătători. Mântuitorul Iisus Hristos, așa precum și ei spuneau la un moment dat, că nu găsește bine, spunea Pilat din Pont către cei care erau prezenți acolo și autoritățile care făceau parte din acel complex de judecată, n-are nicio vină. Eu nu-i găsesc nicio vină. Și atunci pentru ce să-l condamn, pentru ce să-l răstignesc? Este obicei, spunea Pilat la vremea respectivă, mare guvernator al Ierusalimului. Este un obicei ca sărbătoarea Paștilor, era foarte aproape sărbătoarea Paștilor evreiești, guvernatorul și autoritățile Ierusalimului puteau să elibereze un rău păcător. Și era atunci unul lui Barabba și altul împreună cu el, care erau socotiți mari criminali și care a fost judecat și răstignit de părăsiriți în aceea ce este Mântuitorul Hristos. Deci iată că ne înduioșează faptul că privind spre această cruce care oarecând era tortura răpătătorilor. Dar, cum a spus, putem să o privim și din alt aspect. Dar a fost tortura răpătătorilor, dar pe această cruce s-a trecut și o ființă nobilă. Un om despre care vorbea Pilat, nu găsesc el nicio vină și cu toate acestea, Sinedriul de judecată și condamnă la moarte. Mântuitorul, ca Fiul al lui Dumnezeu, pentru care era pedepsit, se lasă a fi răstignit, suferă consecințele batjocului poporului prezent acolo și al administrației, ca apoi peste trei zile să se ridice din mormântul în care a fost așezat și să întâmpine pe cei care i-a întâlnit pentru prima dată după înviere, zicându-lor pace Domnului. Acesta este salutul cu care Mântuitorul Hristos după înviere se adresează celor pe care îi întâlnește, iar mai târziu prin ucenicii săi, care au dus mai departe mesajul pe care Dumnezeu l-a dus prin Fiul Său în lume, așa precum ne spunea Mântuitorul Hristos la ucenici, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la toată tortura. Cei care vor crede în voi și cuvintele voastre se vor mântui, iar cei care nu vor crede voi și cuvintele voastre se vor osândi. Iar eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Prin urmare, crucea de pe Golgota o putem privi ca un altar de jertfă a Fiului Dumnezeu pentru noi
cruce a Mântuitorului Hristos. După ce a fost obiect de tortură, revine la un moment dat a fi odorul de mare preț a celor care urmează învățătura Mântuitorului Hristos. Și cum ne-am pe dumneavoastră v-ați identificat întotdeauna ca fiind niște buni credincioși, atașați de biserică, atașați de Dumnezeu, prin felul în care v-ați prezentat în calitatea de bun credincioși acestei parohii mică, închinată Maicii Domnului, și care s-a dovedit a fi patrona și purtătoarea de grijă a dumneavoastră. De aceea, să nu considerați că puteți să rămâneți în afara casei lui Dumnezeu și a acestei case minunate pe care dumneavoastră ați construit-o, dar să fiți împreună cu Îngerii, cu Sfinții, cu Maica Domnului, să aduceți slavă și mulțumire lui Dumnezeu. Și ne conteniți să vă rugați ca Dumnezeu să aducă acea pace pe care o transmite celor cu care se întâlnește prima dată, cu Maria Magdalena, cu Petru, cu Ioan și mai întâi cu toți ceilalți apostoli pe care îi găsește triști pentru evenimentul care s-a petrecut și intrând prin ușurile înviate, îi binecuvintează și le zice lor, pace vouă. Deci iată că prin această cruce, cum am spus la început, a venit bucuria la toată lumea. De aceea, crucea este așezată în biserică, crucea este așezată la un mormânt, pentru că acolo la mormânt odihnește cineva în așteptarea venirii Mântuitorului Hristos. De aceea să spun că mormintele sunt locuri sfinte. Ele sunt sfinte pentru că cei care și-au dăruit viața credinței și dragostei față de Dumnezeu s-o odihnesc acolo în așteptarea venirii Mântuitorului Hristos. Chiar am văzut strâng o cruce la un moment dat, aici se odihnește și astfel cu numele care așteaptă învierea, cea de-a doua înviere, sau venit cea de-a doua venire a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Constatăm din această explicație și din ceea ce s-a petrecut în viața Mântuitorului Hristos și ceea ce a semnat crucea și ce însemnează crucea pentru noi astăzi, că viața noastră pământească trebuie să fie mandorată și legată de Învățătura Mântuitorului Hristos. Și să avem convingerea că călătoria noastră nu se încheie atunci când ne luăm rămas bun de la cutare și cutare. Pentru că călătoria noastră continuă. Călătoria noastră continuă până atunci când Dumnezeu va găsi de bună cuvință să-L trimită în lume din nou pe Fiul Său și cei care au crezut în această învățătură vor învia din ceea ce spune Evanghelia și vor face împreună o lume nouă și un pământ nou. De aceea, Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Să nu ne pierdem credința, să nu ne pierdem dragostea față de semenii noștri, să nu pierdem dragostea față de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu și Mântuitorul Hristos bate la ușa sufletului fiecare dintre noi. Și astăzi și în fiecare zi, Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum este zugrăvit El într-o icoană, stând în fața unei uși, adică unei porți, și bate la ușa respectivă, în momentul în care băiatul pictorului care a făcut această scenă, îl întreabă pe taică său, pentru ce n-ai făcut clanță la ușă ca să se poată deschide? Cum să se deschide? Omul bate la ușa închisă. Și atunci tata îi explică copilului. În fața ușii se găsește Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu nu deschide el ușa, ci ne face pe noi să o deschidem. Și dacă o deschidem, Îl primim în viața noastră, în casa noastră, în familia noastră. De aceea,
la această jumătate de post la care ne găsim acum, să avem îndrăzneala prin rugăciune și prin viața noastră mai îmbunătățită ca în altă vreme, să rugăm pe Dumnezeu și pe Fiul Său, să rugăm pe Prea Curată Fecioară Maria să mijlocească pentru noi ca în viața noastră să apară o trăire așa precum ne-a învățat Dumnezeu Hristos și care, de fapt, este aducătoare de un mare dar în viața fiecăruia dintre noi. Adică, a fi răsplătit această lucrare noastră cu cea mai mare, cu cel mai mare dar care este mântuirea sufletului și moștenirea Împărăției Lui Dumnezeu, pentru care Biserica încearcă să ne pregătească și fiecare dintre noi să avem această dorință să ne pregătim, pentru că într-o zi se va întâmpla acest lucru și așa precum spune poetul în poezia care zugrăvește icoana Mântuitorului Hristos în fața ușii, ne spune că iată stau la ușă și bat. Cine va deschide, voi intra în fața lui cu sufletul lui. A văzut la ușa ta cineva. Hai, deschide, nu mai sta. Nu lăsa să plece trist. Poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bat. Și spun acest lucru și poetul în concluzie spune că este un timp în care putem să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Și este un timp al plăcerii în care nu putem vorbi cu Dumnezeu. Prin urmare, în acest timp în care ne găsim noi și care se numește călătoria pământească a fiecăruia dintre noi, avem această posibilitate să ne întâlnim și m-am bucurat că mulți credincioși din parohie au primit această binecuvântare de a-L aduce în ființa dumneavoastră pe Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul Hristos prin împărtășania pe care a primit-o. Și ceilalți care n-ați reușit până la această dată să faceți acest parcurs, să aveți curaj în cele 3 săptămâni care au mai rămas, să aveți bucurie că nu sunteți singuri, că Mântuitorul Hristos este împreună până cum a spus, și să-L primiți în ființa dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră, să primiți în casa dumneavoastră și să lăsați prin învățăturile pe care Biserica le propăduiește să-și facă loc și să ne ajute în greutățile pe care viața de zi cu zi le aduce pentru fiecare dintre noi familii, dorile Tatălui și Fiului. Binecuvântarea Domnului peste voi, cum se facă, că să ne vină de oameni totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeu noastră, mărire ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează. Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, în rugăciunea prea curată imagii sale, cu puterea de viață păzătoare, crucea și de spii, a cărui pomenirul să vârșim astăzi, colegiul de spii, arhiepiscopul Vasile, cel mare al Cezarei Capadocii, a cărui putea să vârșim, cu ale Sfinților, drept Dumnezeu și Părinți Joachim și Ana, cu ale prea curate Fecioare Maria, care poartă zramul aceste Sfinte Biserici, cu ale Sfinților, drept Dumnezeu și Părinți, și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Să aveți o duminică frumoasă. Este Dumnezeu.
Fecioară, Tu care ne ceri strălucești, mai frumos decât o sfinții și oștile îngerești. O, Marie, Maică Sfântă, astăzi toată lumea scânetă, o, Marie, Tu ce ești cămară sfântă și să lași dumnezeiesc, toți creștinii te adoră, toți din suflet te slăvesc, o, Marie, Maică Sfântă. Astăzi toată lumea scânetă, o, Marie, Tu ce ești o floare sfântă, cu un prea dulce miros, Tu care ai purtat în brațe pe slăvitul Domn Hristos, o, Marie, Maică Sfântă. Astăzi toată lumea scânetă, o, Marie, Tu care ai fost aleasă, scară pentru Dumnezeu, îți cinstim cu bucurie numele cel sfânt al tău, o, Marie, Maică Sfântă. Astăzi toată lumea scânetă, o, Marie, Tu de-acolo ocrotește neamul nostru românesc, să trăiască după voia Tatălui celui ceresc, o, Marie, Maică Sfântă. Astăzi toată lumea scânetă, o, Marie, roagă-te, Măicuță Sfântă, roagă-te și pentru noi, primește cântarea noastră și ne scapă din nevoi, o, Marie, Maică Sfântă. Astăzi toată lumea scânetă, o, Marie, pentru mila ta cea mare, laude îți înălțăm și cu inima smerită într-un glas noi îți cântăm, o, Marie, Maică Sfântă.
scânetă, o Marie. Bucură-te, prea curată, bucură-te, nume sfânt. Îngerii de sus îți cântă, noi îți cântăm pe pământ. O, Marie, Maică Sfântă, astăzi toată lumea scânetă, o, Marie. Maică pururea fecioară, tu care în cer strălucești, mai frumos decât toți sfinții și oștile îngerești, o, Marie, Maică Sfântă. Astăzi toată lumea scânetă, o, Marie. Tu ce ești cămară sfântă și să lași dumnezeiesc, toți creștinii te adoră, toți din suflet te slăvesc, o, Marie, Maică Sfântă. Astăzi toată lumea scânetă, o, Marie. Tu ce ești o floare sfântă, cu un prea dulce miros, tu care ai purtat în brațe pe slăvitul Domn Hristos, o, Marie, Maică Sfântă. Astăzi toată lumea scânetă, o, Marie. Tu care ai fost aleasă, scară pentru